Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din FS 19. Sunt pe mapa Dumești. Astăzi vă voi prezenta acel roman Diesel pe care l-a dat Vasiro 14. Asta este numărul unui fermător de Vasi este făcut, dar nu ne uităm la el acum, ne uităm la celălalt. Dar până un alt am, vreau să vă fac o mică prezentare la UTB-ul ăsta. Are foarte multe opțiuni, uite. Foarte multe opțiuni. Bun. Putem să-i punem grila lângă roată. Putem să facem spară. Așa. Putem să-i luăm și capot, dacă vrem, dar nu așa. Putem ridica capota. Dar nu știu ce îi face acolo, mai așa ce îi face asta aici. Cam am văzut un X ăsta. A, se deschide ușa. Iar ăsta de aici o face să dispară. După cum știți, el avea troliu aici în spate. Dar acum nu mai are troliu. Așa și la ușa asta poate să se face să dispară. Hai să închidem, să-ți deschidă. Are foarte multe opțiuni tractorașul ăsta. Să dai capota jos, grila asta, la radiator, capota, tot ce vrei tu poți să dai. Ce? Bă. What the fuck? Deci Vasi nota 14, nota 100 pentru tractorul ăsta foarte fain făcut. Se pare că a făcut foarte bine ceea ce e făcut la el. Are foarte, foarte multe opțiuni tractorul ăsta. Dar oricum avem de gând să-l pun și pe el la treabă. Dar momentan nu o să-l pun la treabă, că avem tractoare cu care să facem treabă. Ăsta, din câte știu, e motorină. Pentru că, da, tractorul este mare, consumă mult, are turbo pe el. Mi-a apărut și bine de motorină în bord, e cu roșu LED. Și mi-am pus o stație PECO chiar așa, probabil. Fermă. Trebuie să alimentăm tractorul ăsta, dacă săracul este merg. Auzi, ce-o... Hai că... A dat 90 de euro pe un fil. Da, văd și ăsta, avem opțiuni de schimb uși, geamuri de pe spate, geamul lateral, ușa asta, putem să închidem. Avem și asta opțiuni, dar și la român vreau să vă arăt... Asta, doar vă arăt niște... Uite, nu se pune de jos. Bun. Hai să vedem ce... Stai că am văzut ceva la asta. Putem să lăsăm fără capotă pe ăsta, dar nu o să lăsăm că nu vreau să intre apă la motor. Romanul... Da, romanul... Putem să-i punem cabina, uite așa. Putem să-i deschidem și grila din față. Ceea ce mi se pare foarte interesant. Hai să punem înapoi asta. Asta poate să deschizi trapa pe spate. Poți să car lemne pe ea sau... Da? Are și asta foarte multe opțiuni. Putem face și așa. Uite așa. Bun, hai bun. Uite, hop. Și acum vinem în spate și uite, tac. Deci, modurile sunt simple, nu sunt chiar, și e foarte bun și ăsta aici. Bă, se gândi bine, Vasi, sincer. Deci, nota 100 pentru modurile astea faine pe care le face el. Sper să mai pună, pentru că mie chiar îmi plac modurile pe care le pun eu. Hai, băi, dacă nu vrea.
Da, gata, am vrut. Pe ăsta o să-l lăsăm pe aici, în curte nu vreau să mă ingestui, că... Da, și romanul ăsta, văd, uite, dacă îl pornim, are și el. Schidem geamul și pe partea altă. Și la ăsta este partea interesantă, să vă arăt și la el. Tot de vaserol este făcut și ăsta, deci să nu vă gândiți. Putem să-i dăm, să ridicăm un tractor, ceva pe el, să ducem la reparat, dacă nu e nevoie. Doar vinim aici, dacă vezi simplu, aici normal. Uite aici. Sunt nu, așa nu găsit eu. Uite, dăm pe ăsta. Se dă astea jos, scândurile astea două și le pune așa. Și poți să urci deja un tractor aici pe platformă, să te duci cu el la reparat, unde ai nevoie tu. Dar la mine nu e nevoie. Eu, am uitat. Da. Și ele se pune una peste alta. Modurile sunt simple, nu te doare capul de la ele. Ăsta o să-l pun momentan aici, că n-am nevoie de el, în garajul ăsta, adică în curtea asta, că n-am nevoie de el. Când o să am nevoie de el, dar mă bucur faptul că a început să vă placă foarte mult pe mapa Dumești și videoclipurile pe care le fac de ceva timp. Se strâng foarte multe vizualizări, foarte multe like-uri. Vreau să mă mulțumesc pentru asta, sunt niște abonați foarte, foarte șmeche. La discul ăsta nu știu, dar nu pot să pun niciun IC, nici... Bă, ești nebun? Poți să ridic plugul, ești nebun? Ce? Da, dar nu că... Bă, da, eram doar cu mână, nu am decât... Cred că e foarte ușor, plugul și de-aia. Ăsta o să-l punem și pe la treabă, că de curând o să vezi în acțiune fără troliu. Troliu o să-l fac să dispară, că nu am nevoie de el. O să-l lăsăm așa. Să lucrăm cu el așa. Ce? Stai că am văzut un IC aici. E bine, putem să dispară și gratile. De pe spate. Tractorul ăla este acolo. Ăsta e aici. Ăsta văd că nu... Ăsta nu pe care are IC. N-are. Doar merge pe mouse ăsta. Da, n-are. Asta este.